William Miller a fost unul dintre primii care au înțeles că profeția de 70 de săptămâni a lui Daniel 9 a fost o continuare a profeției din Daniel 8. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. De la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul ei de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Daniel 9, de la 24 la 27. 70 de săptămâni în timpul profetic, o zi, un an, este de 490 de ani. Iahușua a fost tăiat în mijlocul săptămânii, în mijlocul acelei perioade de timp de 7 ani. El a fost răstignit. Cunoscând data răstignirii, studentul profeției poate număra înainte de 31, 2 ani, până la sfârșitul acelei săptămâni. Apoi numără 490 de ani, 490 de ani egal 490 de zile profetice egal 70 de săptămâni. Apoi numără apoi până când decretul pentru a restaura și a construi Ierusalimul a ieșit. Din decretul de restaurare și construire a Ierusalimului, 2300 de ani sunt numărați înainte pentru a găsi sfârșitul profeției timpului de 2300 de zile. A 17-a săptămână din Daniel 9 cuprinde anii 27-34. La mijlocul acestor ani, Iahușua a fost răstignit. Miller credea inițial că Iahușua a fost răstignit în 33. Era într-un anturaj bun. Biserica Romano-Catolică, precum și majoritatea protestanților, învață că Iahușua a fost răstignit la 33 de ani. Sir Isaac Newton, care a fost de asemenea un teolog și a scris mai multe despre teologie decât despre știință, credea că Iahușua a fost răstignit în anul 34. Pentru cunoștințele autorilor, Adventiștii de ziua 7-a sunt singurii care cred și învață că Iahușua a fost răstignit în anul 31. Motivul pentru acest lucru este la fel de simplu și de uimitor. Este imposibil să avem o răstignire în ziua de vineri în anul 31. Amintiți-vă, Iahușua a fost răstignit în a șasea zi a săptămânii, dar ceea ce dezvăluie acest fapt este că a șasea zi a săptămânii biblice, lunii solare din anul 31, nu a coincis cu vinerea iuliană. Modul biblic de calcul al timpului este foarte simplu și foarte consistent. Odată ce luna nouă a fost stabilită în Nisan, tot ce este necesar este să numărați 14 zile pentru a ajunge la Paște, ziua în care Iahușua a fost răstignit. Prima lună a anului a fost legată de recolta de orz, cu condiția ca luna plină pascală să aibă loc între 8 aprilie și 6 mai în calendarul Iulian Gregorian. Cu toate acestea, Isaac Newton, pentru că nu cunoștea anumite cronologii, nu a calculat niciun an înainte de 31. El a considerat anii 31-36 și avea o convingere în care credea că Iahușua a fost răstignit în 34. Consider că Paștele a fost vineri, în ziua 14-a lunii Nisan, marea sărbătoare a Paștelui, sâmbătă 15 Nisan și învierea din ziua următoare. Acum, a 14-a zi a lui Nisan a căzut întotdeauna pe lună plină după echinocțul de iarnă. Iar luna a început înainte de luna nouă, nu la adevărata conjuncție, ci la prima apariție a lunii noi. Calculul, prin urmare, lunile noi din prima lună, în funcție de cursul lunii și de atunci numărând 14 zile, consider că a 14-a zi a acestei luni în anul 31 a căzut marți, 27 martie, în anul 32 duminică, 13 aprilie, în anul 33 vineri, 3 aprilie. A 14-a zi a lui Nisan va cădea în anul 31,
miercuri 28 martie, în anul 32 luni 14 aprilie, în anul 33 vineri 3 aprilie, în anul 34 vineri 23 aprilie, în anul 35 miercuri 13 aprilie. Prin această comparație, anul 32 este absolut exclus, deoarece Paștele nu poate cădea vineri fără să o facă 5 zile după luna plină sau a doua zi. Din același motiv, anii 31 și 35 sunt excluși, deoarece pentru ei Paștele nu poate cădea vineri fără să o facă 3 zile după luna plină sau cu 4 zile înainte. Erori atât de enorme încât să fie foarte evidente în întreg cerul pentru orice ochi vulgar. Astfel, toate personajele care sunt de acord cu Paștele în anul 34. Și acesta este singurul an cu care toți sunt de acord. Este ceea ce a zis Newton. Newton era un prizonier al timpului său. El cunoștea modul în care funcționa calendarul evreiesc și totuși încerca să găsească răstignirea în zi de vineri. Aceasta nu funcționează. Adventiștii de ziua șaptea au lumina profeției de 2300 de zile. 22 octombrie 1844, data sfârșitului acestei profeții, este un cui într-un loc sigur. Singura cale prin care profeția de 2300 de zile se încheie în 1844 este dacă Iahușua a fost răstignit în anul 31. Deoarece Newton a socotit că Paștele a căzut miercuri, 18 martie în anul 31, el a renunțat la aceasta ca fiind anul răstignirii. Observați că Newton a dat de fapt două date pentru Nisan 14 în 31. Marți 27 martie și miercuri 28 martie. Acest lucru se datorează faptului că el credea că evreii își numărau zilele de la apus la apus. Un principiu de calculare despre care Newton părea că nu știa că anul nou evreiesc era legat de recolta de orz și nu de echinocțiul de iarnă. În consecință, niciun paște nu a căzut vreodată în martie. Prima lună nouă vizibilă după recoltare a fost gata în anul 31. A apărut în seala zilei de miercuri 11 aprilie, făcând Nisan 1 să cadă joi 12 aprilie, 13 zile mai târziu, Nisan 14 a căzut pe luna plină miercuri 25 aprilie. Paștele a căzut mereu pe luna plină, iar Ellen White confirmă faptul că luna a fost plină în noaptea trădării lui Iahușua. În compania discipolilor săi, Mântuitorul și-a urmat drumul încet spre grădina din Ghețimani. Luna Paștelui, mare și plină, strălucea pe un cer fără nori. Astronomii confirmă că luna plină pentru acea lună a fost miercuri, 25 aprilie. Luând în considerare diferitele date posibile ale răstignirii, astronomul Carl Scotch a scris: acum vine anul 31, când noua lună din luna Nisan era 10 aprilie, 2 și 10 după amiază, Ierusalim. După 28 de ore, în ajunul zilei de 11 aprilie, în acest moment al anului, fiecare lună nouă este ușor de văzut în Ierusalim. 1 Nisan, 12 aprilie, 14 Nisan, 25 aprilie, miercuri, 15 Nisan, 26 aprilie, joi. În mod interesant, calculele foarte precise ale lui Scotch despre luna lunară vizibilă în 31 l-au condus să respingă acel an ca anul răstignirii lui Iahușua. El, ca și Newton, era un prizonier al timpului său, încercând să forțeze o răstignire de vineri în timpul calendarului iulian. Poporul lui Iahua astăzi poate fi mai precis. Spre deosebire de acești astronomi menționați, adventiștii de ziua șaptea au adevărul profeției de 2300 de zile. Ei știu că Iahușua a fost răstignit în anul 31, deoarece săptămâna a șaptea lui Daniel 9 s-a încheiat în toamna anului 34, iar cele 2300 de zile s-au încheiat pe 22 octombrie 1844.